Handley Carr Green Mull, 1841-1920. Întinde mâna după putere. Handley Mull a crescut într-o casă parohială sub îndrumarea evlavioasă a părinților lui, care fusese puternic influențați de trezirea evanghelică din 1859. Mull și-a datat convertirea în cel de-al 25-lea an de viață. El a fost cel mai tânăr și mai bine cunoscut dintr-o familie de 8 frați remarcabili. După ce a obținut o licență prestigioasă în studii clasice la Cambridge, Mull a devenit pe rând profesor la școala Marlborough, decan al Colegiului Trinity Cambridge, rector al Academiei Ridley, profesor universitar și lord episcop al Comitatului Durham. Influența lui a fost profundă și vastă în cercul studenților lui. În ceea ce privește înfățișarea exterioară, Mull era rafinat și distins. În calitate de episcop, el purta robe episcopale strălucitoare. Poziția lui i-a dat privilegiul de a sta la dreapta regelui Angliei cu ocazia încoronării. Deși a fost ordinat în Biserica Angliei și a slujit ca paroh alături de tatăl său, fiind anglican până la moarte, doar târziu în cariera lui a avut experiența puterii spirituale după care a tânjit. În 1882, pe când era deja de 3 ani rector al Academiei Ridley, Dwight Moody și Ira Sankey au sosit la Cambridge pentru a conduce întruniri religioase în cadrul universității. Deși neliniștit la început, însuși distinsul rector s-a aflat printre cei care au îngenunchiat în fața altarului. Experiența lui s-a aprofundat anul următor, în urma lucrării predicării unor vorbitori ai mișcării Keswick la Cambridge. Mull a avut un rol însemnat în prezentarea americanului Moody cu limbajul lui necizelat în fața mult sofisticatului public englez și în conferirea de credibilitate întrunirilor evanghelistice ale acestuia. El a fost factorul cheie și în trimiterea faimosului grup Cambridge 7 pe câmpul de misiune. Din 1884, el s-a identificat cu mișcarea Keswick și pentru tot restul vieții sale a fost unul dintre vorbitorii cei mai bine primiți a ei. Influența lui deosebită consta în farmecul său personal și spiritual, precum și în platforma pe care i-o conferea poziția lui de episcop atunci când se adresa lumii creștine. Volumele lui expozitive pe anumite cărți ale Bibliei sunt considerate clasice și astăzi. Data aproximativă 1890. Întrebare. Ați vorbit mult despre Duhul Sfânt. Este umplerea Duhului Sfânt identică cu nașterea din nou? H.C.G. Mull. Nu este aceeași cu lucrarea inițială a Duhului în calitate de dătător al vieții, indiferent dacă cele două experiențe coincid sau nu în timp. Umplerea are loc întotdeauna acolo unde Duhul Sfânt este prezent deja prin nașterea din nou. Posedarea nașterii din nou provoacă dorința și pasiunea sfântă de a obține această umplere. Ce este botezul Duhului Sfânt? Acesta nu este tocmai un termen paulin. Noi ne facem doar o imagine despre el din cuvintele lui Pavel. Noi toți am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni 12:13. Dar el are o strânsă și o importantă legătură cu subiectul plinătății Duhului. Termenul apare în fiecare dintre evanghelii și de două ori în Faptele Apostolilor. Domnul Iisus este întotdeauna botezătorul. Remarcați de asemenea că în timp ce Scriptura menționează frecvent umplerea, ea menționează doar două ocazii ale botezului, ziua cinzecimii și experiența din casa lui Corneliu. Nicăieri în epistole nu apare expresia concretă de botez al Duhului.
tragem concluzia că botezul nu este identic cu umplerea și nu ne este prezentat, asemeni umplerii, ca o binecuvântare pe care creștinul trebuie să o caute. Cele două ocazii ale botezului nu sunt doar evenimente istorice, ci și ocazii reprezentative. Fiecare dintre ele a constituit, într-un fel, momentul nașterii adevăratei biserici prin puterea Duhului. Este posibil ca fiecare să simbolizeze și să prezinte la o scară mai mare adevăratul proces și moment al nașterii prin aceeași putere în viața individului credincios. Este remarcabil și semnificativ faptul că învățătura epistolelor nu conține vreun apel adresat omului aflat deja în Hristos, ca acesta să caute botezul Duhului. Ca persoane care l-am primit deja, trebuie să fim umpluți și plini de el. Este biblic să așteptăm un botez special al Duhului? Cu delicatețe și profundă simpatie spirituală față de cei care cred că trebuie să așteptăm, eu sunt convins că este o greșeală la baza acestei practici. Nu este ceva neobișnuit ca unii creștini sinceri să considere că trebuie să aștepte un botez special al Duhului pentru a deveni mai eficienți în slujba Domnului. Este adevărat că printr-un singur Duh noi am fost botezați într-un singur trup. Și acum partea noastră, 1 Corinteni 12:13, este să deschidem printr-o cât mai umilă credință toate căile și domeniile sufletului și vieții noastre pentru ca Duhul să ne poată umple cu ceea ce avem deja. Nu ar trebui să strigăm intră, ci stăpânește. Cum ne poate umple Duhul? Pavel dă răspunsul ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit, Galateni 3:14. Dumnezeu a promis că dacă ne deschidem gura, El o va umple, Psalmul 81:10. Pentru ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său, ne revine sarcina să ne deschidem și să primim. Noi ne bazăm pe promisiunea Lui, nu pe vreun efort spiritual intens din partea noastră. Ceea ce trebuie să facem este să luăm pe Domnul pe cuvânt, să ne încredem în El ca să ne binecuvânteze pe deplin, întrucât El își ține cuvântul. Trebuie să deschidem toate ușile interioare în același fel în care am deschis ușa principală din față. Trebuie să folosim aceeași cheie, cheia promisiunii, cheia cele mai simple și mai sincere credințe ale noastre. Crezând, noi primim. Atunci vom avea binecuvântatele manifestări ale Sfântului Dar într-o direcție sau alta. Vom avea noi parte întotdeauna de o criză conștientă, bine definită, pentru a putea distinge momentul umplerii Duhului? Multor oameni nu le este clar dacă Scriptura afirmă sau nu că fiecare creștin ar trebui să ajungă la un anumit stadiu al dezvoltării lui spirituale și să facă un pas solemn de la o experiență mai joasă la una mai înaltă, de la o stare de comunicare obișnuită cu Domnul lui la una neobișnuită. Eu nu am descoperit în Noul Testament vreo doctrină constituită intenționat care să spună că fiecare convertit ar trebui să urmărească o astfel de criză unică și dominantă în viața lui. Cu siguranță că ea poate avea loc odată cu acceptarea inițială a lui Hristos la nașterea din nou. Este posibil ca în enumărate situații această umplere să fie deja prezentă. Probabil că apariția a avut loc de-a lungul unui proces pe care el nu-l poate nici măcar analiza. Niciun creștin să nu judece pe altul în această privință. Dar, de asemenea, niciun creștin care nu a avut o astfel de experiență clar definită să nu creadă că prietenul sau fratele său nu are nevoie de una. Aduceți-vă aminte că locatarul vrea să vină și să locuiască în inimă în toată plinătatea lui,
indiferent când se întâmplă acest lucru. Câtă importanță ar trebui să acordăm mărturiilor personale privind experiențele mai profunde legate de activitatea Duhului Sfânt? Mulți creștini respectabili adeveresc venirea lui Hristos în inimile lor, urmată de locuirea Duhului printr-o experiență nouă și binecuvântată. Asemenea oameni descoperă că părtășia lor ocazională și excepțională cu Domnul a devenit acum o experiență continuă și obișnuită. Nu uitați că nu există o descriere standard pentru toți credincioșii a modului în care Duhul Sfânt vine în inimă și se instalează pe deplin. Chiar și cei cu o experiență spirituală mai bogată continuă să aibă noi experiențe în Duhul pe măsură ce se dezvoltă din punct de vedere spiritual, ceea ce face ca aceste experiențe să sugereze că Duhul tocmai a venit. Niciun creștin să nu-l judece pe altul în această privință. Acționează oare Duhul Sfânt într-un singur fel în viața noastră? Duhul își manifestă plinătatea prin două aspecte sau faze principale. O fază specială de o importanță crucială are loc în timpul unei crize extraordinare, când plinătatea Lui iese în evidență și aceasta probabil printr-o manifestare totalmente anormală. În asemenea momente, individul este în stare să rostească profeții sau proclamări supranaturale. Cel de-al doilea aspect este ceea ce am putea numi fază obișnuită. Folosim acest termen pentru a descrie viața de zi cu zi a credinciosului și cursul ei normal. Astfel de credincioși sunt descriși ca fiind plini. Când Scriptura folosește astfel de termeni, aceasta înseamnă că aceeași persoană poate fi într-o privință plină, pe când în alta are nevoie să fie umplută. Există vreo legătură între umplerea Duhului și puterile miraculoase? Dintr-un anumit punct de vedere, există o legătură strânsă, mai ales cu lucrarea miraculoasă a vorbirii inspirate, infailibile. Rezultatul imediat de la Rusalii a fost o vorbire spontană, în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Fapte 2:4. Petru, Pavel și Ștefan au rostit cu toții cuvinte supranaturale prin care au transmis mărturia, autoritatea sau viziunea lor când au fost umpluți de Duhul. Unii ar putea crede că trebuie să ne așteptăm la o manifestare similară a plinătății. Dar pare limpede că această deducție nu este în niciun caz normativă. Eu cred că Scriptura pune accentul pe o acțiune mai nobilă și desăvârșită a Duhului. Ea subliniază importanța domeniului moral al transformării voinței, inimii și sufletului. Indiferent care ar fi legătura plinătății cu limbile și profețiile, preocuparea sa principală este pentru cunoașterea spirituală a Domnului glorios de către credincios în cadrul vieții sale de credință și manifestarea autentică a frumuseții unei umblări sfinte. A fi umplut de Duhul este o expresie puternic legată de întreaga măsură a consacrării noastre în vederea înfăptuirii voii și lucrării lui Dumnezeu în viața umană. Pasajul din Efeseni 5:18 face referire la aspectul de criză sau la cel de proces al plinătății. Nu se referă la o criză, ci la cursul obișnuit al vieții creștinului. Observați că Pavel nu menționează deloc în context lucrări miraculoase. Intonarea zilnică a unor psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești este o formă de manifestare a plinătății alături de obișnuința de a mulțumi și de dorința de a uita de sine în folosul altora. Apoi urmează toate acele frumoase detalii ale trăirii într-un cămin sfințit. Verbul folosit în limba greacă
este la prezentul continuu. El indică un mod de a acționa, un obicei, nu o strădanie sau încercare critică. Aceasta plasează responsabilitatea pe umerii credinciosului. El trebuie să folosească secretele spirituale deschise ale vieții lui în Domnul pentru a intra și a umbla într-o astfel de plinătate încât să fie o binecuvântare pentru cei din jurul lui în viața cotidiană. Este umplerea Duhului numai pentru creștini excepționali? Promisiunea nu este făcută unor creștini deosebiți sau excepționali, ci fiecărui creștin care se supune lui Dumnezeu. Pavel se adresa credincioșilor obișnuiți din Efes, unor soți, soții, părinți, copii, stăpâni și sclavi. El i-a încurajat pe toți să trăiască vieți pline ale căror prioritate să izvorască dinăuntru. Ceea ce a însemnat această poruncă pentru creștinii din Efes înseamnă și astăzi pentru cei din Anglia, înseamnă și pentru cel ce scrie aceste cuvinte în biroul lui de la Cambridge și pentru fratele lui în Hristos care le citește oriunde a binevoit Dumnezeu să-l așeze. Unii ne-au avertizat să nu ne adresăm, să nu ne rugăm și să nu ne închinăm Duhului Sfânt. Care este părerea dumneavoastră? Doctrina personalității Duhului Sfânt, ca cea de-a treia persoană a Trinității, îl aduce pe Duhul Sfânt într-un mod mai real în experiența noastră. Scriptura afirmă puține lucruri despre adorarea directă a Duhului Sfânt. Autorul cărții, Duhul însuși, este reticent cu privire la propria lui natură și glorie. Funcția specială a Duhului Sfânt nu este numai să le vorbească oamenilor, să aibă relații cu ei și să mijlocească pentru ei, ci și să vorbească și să lucreze printre oamenii pe care îi înnoiește și îi sfințește. Lucrul acesta ne ajută să înțelegem mai bine de ce nu se prezintă pe sine ca să-L adorăm în mod deschis. Pe de altă parte, știind din Scripturi că El este divin și personal, nu putem să nu avem o atitudine de închinare față de El. Domnul nostru ni l-a prezentat pe Duhul ca fiind egal cu El în glorie și har, ca pe un alt mângâietor. Deci, căutând să ne aducem aminte într-o atitudine de veghere și de reverență, de legile biblice privitoare la închinare, să ne închinăm Lui cu încredere și cu mulțumire și să-I cerem binecuvântarea în timp ce duhurile noastre sunt mișcate de Harul Său. Haideți să ne rugăm nu doar prin Duhul Sfânt, ci și Lui. Putem să o facem prin cuvintele vreunui imn străvechi sau prin multe cântări de implorare pe care le avem, desigur nu fără îndrumarea Lui, în aceste zile de pe urmă ale dispensației Lui pline de har.